Salutare, eu sunt Cosmin și astăzi vreau să vă arăt unde au ajuns lucrările la garaj și la mica garsonieră de la etaj. Între timp cât eu am lipsit, tata a reușit să facă o schelă, destul de impresionant pentru că na, are o vârstă și a reușit să o facă singur. Și nu numai că a făcut-o, a reușit să închidă și latura aceasta. Nu știu cât să vedeți, este soare, să mă dau undeva mai în dreapta. Deci toată partea asta din lateral a fost închisă de el. Schela se întinde pe trei laturi, partea din spate, partea din lateral și partea din față. Pe partea cu decurgere a apei, a acoperișului, nu am mai făcut schelă. Aici în față l-am ajutat eu să închidem, a mai rămas neînchisă partea din spate. Iar pe partea asta vom utiliza scara, probabil o centură și vom închide și acolo sus cu USB. N-am mai așteptat să mai scadă prețul la USB pentru că am văzut că nu există nicio șansă și deja a venit toamna, vor începe ploile, vântul și nu vreau să se întâmple ceva. Acum cât de repede pot o să mă mișc să închid și partea din spate a acoperișului cu COSB, datorită faptului că îmi e teamă să nu umfle vântul, pentru că nu mai are nicio ieșire, doar mica ieșire din spate. Și toată partea asta de aici va trebui închisă. Materialul pe care l-a folosit tot la schelă este cel pe care l-am folosit pe la cofraje, fie că l-am folosit la foișor, fie că l-am folosit aici la stâlpi, centuri și așa mai departe. Nu am prăpădit nicio scândură nouă. După cum se poate vedea, scândura are deja pe ea urme de ciment. Hai să urcăm să vă arăt dinăuntru, pentru că acum se vede. Așa se vede și aici. Este decupat aproape perfect OSB-ul, prins foarte bine. Am folosit negrese, dacă nu mă înșel. Hai să intrăm înăuntru. Dinăuntru, deja lumina din cameră, deși sunt suficiente suprafețe vitrate aici, nu este atât de puternică, datorită faptului că și geamurile au tentaia reflexivă a soarelui. Astea pe spate, după câte se pot observa, nu, pentru că ăsta e clar, acela este mat, dar restul toate bine. Și acum, fiind dimineață, soarele este pe partea aceasta. Ce vă spunem, mai am partea asta de închis, unde este și scara acum. Partea asta am închis-o. Acolo am eșuat cu calculul. Nu am calculat foarte bine și a rămas un mic spațiu, dar nu este o problemă și acolo de altfel. Acolo e vorba de un centimetru, acolo e vorba de 2-3 centimetri. Nu, asta e o problemă, dar aici este închis perfect. Probabil voi dubla pe interior cu o bucată de USB sau bag niște spumă, văd eu care va fi soluția. După ce voi termina de închis toate laturile astea, voi mai face un clip separat și voi arăta cum arată întreg podul închis cu USB, de altfel aplicată vata și izolat termic cu totul. Pe partea din spate, la fel, va trebui să închid și să vin cu vata în zona de picaj. Nu este foarte luminos pentru că și pereții, dat fiind faptul că am aplicat stratul ăsta de adeziv, sunt destul de închiși și nu reflectă lumina deloc. Probabil după ce voi termina de aplica și al doilea strat și voi aplica și gletul, atunci se va mai deschide camera. După ce voi termina cu partea asta de izolare termică a podului, voi veni cu o structură metalică sub instalația electrică.
pentru a construi tavanul. Iar deasupra ei voi veni iar cu probabil 20 de centimetri de izolație. Nu știu din ce va fi compus exact, probabil voi folosi 10 cm de izolație din vată din trasa de sticlă și o parte de vată bazaltică sau un strat dublu de vată bazaltică de câte 10 cm, astfel încât să izolația să fie cât mai bine făcută, cu o folie de vapori și așa mai departe. Dar vedem când ajungem acolo. Cam așa arată după ce am închis cele două părți cu USB. V-am arătat și schela. Practic, pe orice parte ai pune scara, te urci foarte ușor. Este destul de rezistentă. Noi, ne fiind niște persoane foarte grele, până în 70 de kg, nu există niciun risc. Doar că trebuie să dublezi scândurile astfel încât ele să nu se onduleze. Poți să faci două rânduri, trei rânduri, câte vrei. Te urci de aici. În ce direcție vrei să o iei, stânga sau dreapta, în spate sau în față, de altfel. Sunt ancorate cu scânduri, sta să nu mă împiedic. Și arată foarte bine. L-avem pe Hiro aici, care și-a găsit el un lemn și roade la el. Ia zi, bă, tată, hai să ne jucăm un pic amândoi, vrei? Ia, haide, haide. Așa, haide. Trage, tati, trage. Trage, tati. Trage, tati, trage. Bravo! Este foarte jucăuș, mai are puțin, face un an. Deja are aproximativ 50 de kilograme. Un munte de cățel. Nu știu ce aș putea să vă mai arăt. Hai să mergem în partea din spate să vedem cum arată exact. Deci, aici cam așa ea este, a fost ancorată și de gard, pe partea din stânga, sus, ancorată oarecum de perete, de acoperiș, scândurile deja sunt acolo, nu mai e mult și voi termina și partea asta. Dacă aveți ceva sugestii legate de partea asta de închidere a acoperișului, eu acum nu știu ce să fac exact, dacă să aplic un strat de ceva peste USB-ul ăsta sau să pun direct zăpadă. Aveam o variantă să pun niște zăpadă extrudată de 2-3 cm, după care să vin cu fațada de 10, cu o zăpadă de 10 sau vată bazaltică de 10, doar că nu știu exact dacă am timpul necesar să pot face operațiunea asta. Dacă există o altă soluție, să aplic ceva, nu știu, un strat protector peste USB-ul ăla și să-l fac la primăvară, ar fi de mare folos. Dar scrieți-mi în comentarii părerile voastre. Cam ăsta este rezultatul. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Cosmin, până data viitoare, numai bine!